Acest program vă este oferit de Superbet. Sunt Lidia Buble, am 27 de ani, îmi place foarte mult să cânt. Eu sunt Tesera, am 30 de ani, am acasă doi copilași și un soț. Iar împreună suntem surorile Buble. Familia noastră este una mare, suntem 11 copii. Eu sunt o fire foarte copilăroasă, dar totodată m-am maturizat și mult mai devreme. Eu sunt o fire foarte deschisă. Am fost foarte apropiată încă de când am fost micuțe, dar noi două ne-am și bătut cel mai mult. Nu a trebuit să mă convingă. Am vrut eu să merg cu ea. Este la fel de ambițioasă ca mine. Pe mine nu mă faci de rușine. Eu dacă vin, eu câștig. Ce se vede pe TV, o bucățică de vreo 15 minute poate dura în realitate 7-8 ore de alergat, de stres, uitat pe hărți. N-ai cum să înțelegi niciodată ce se întâmplă cu adevărat în Asia Express dacă nu ești aici. Ești, zic că avem prea multe date. Păi ok, și cum faci atunci? Nu știu, azi ne pune minte la contribuție. Când ești în momentul ăla acolo și e stresul și ești agitat și nedormit, nemâncat, toate lucrurile reacționez stau totul, totul altfel. Nu am făcut niciodată autostopul. Ne punem în spate, nu contează. Hello, hello. Nu cred că vom avea probleme. Eu zic că m-aș descurca. Hello, hello, please help us, please. Nu vedem autostopul ca fiind un impediment pentru noi, pentru că, în general, reușim foarte ușor să ne facem plăcute. De când am început din Edirne să facem autostopul, am observat că oamenii sunt foarte speriați de corona. Can you take us there with your car? La cazare, iarăși, nu cred că ar fi o problemă. Reușim să ne facem destul de plăcute de obicei, da. Și avem lipici așa. Foarte greu, foarte greu reușim să ne înțelegem cu ei. 10 km de ardei. Știi cum ne înțelegem? Ca turcii. Da, ni s-a întâmplat să mergem să batem la multe porți și să fim ușuite. Sau efectiv să-ți facă așa. Deci nici nu te băgau în seamă, la modul să te uitau atunci făceau. Și pe lângă faptul că eram respinse, se uitau la noi cu dispreț așa. Da, da. Eu personal nu suport să pierd, mai ales că am terminat liceul sportiv și am făcut performanță. Prima zi, cred că nu o să uităm niciodată, a fost cea mai grea. Ne-am fost luați total prin surprindere, ne-am trezit cu bagajele în mijlocul străzii. Am alergat cu vreo 40 de kilograme de bagaj. Ea era foarte bună la viteză, iar eu la rezistență. După care să stai să-ți cauți cazare 4 ore, aia a fost. În timp ce toată lumea își bate joc de tine. Efectiv, toată lumea râdea de noi, nu înțelegeau ei de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, că nu au ce mânca, că nu au unde să doarmă. Ne spuneau, vreți să dormiți, dar păi intrați aici în graș cu facele și dormiți. Eram ca la nuntă, cu alai după noi, oameni care râdeau de noi. Și efectiv era să rămânem să dormim într-un cort sau într-un graj sau într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless. De homeless. Următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă, cu 5 copii și acolo ne-am simțit efectiv ca acasă. Eu mă văd în finală. Nu cred că există un lucru pe care nu l-aș face. Cred că aici la Asia Express poți să descoperi cu adevărat cât ești de puternic. Nu prea îmi place să cer ajutor, mai ales la mâncare, să mă duc să cer mâncare. M-am obișnuit cu cer și tu. Îmi dați, vă rog, și mie mâncare. Oamenii chiar sunt buni și ne dau și ne cumpără. Cu rușine am mor de foame. Exact. Nu trebuie să-ți fie rușine. Da. Prima dată când am ieșit a fost de la un băiat, avea o plasă cu vreo 20 de franzele. M-am târguit cu vreo 5 minute, dar mi-a dat. Într-o lume nesigură, Lidia te asigură. Sunt zile în care nici măcar nu cheltuim acel euro. Pur și simplu mă opresc pe stradă și le cer oamenilor sau le spunem șoferilor. Când este foame, să oprească să ne ia de mâncare. Când îmi este foame, devin foarte agitată, nu mai pot să judec. Mă transform într-un mic băiețel când sunt nervoasă. Dar face față cu brio. Iubește mama pui! Asia Express pentru mine înseamnă, în primul rând, adrenalină. Dificultate. Necunoscut. Stres. Un psihic foarte puternic. Dar și frumusețe. Beautiful. Asia Express continuă! Acest program v-a fost oferit de Superbet.